fetița bine, dacă nu m-o da după tine, dacă nu m-o da după tine, la 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 la. Dacă ți-o zis măicuța bine, dacă nu m-o da după tine, dacă nu m-o da după tine, la la la. Stimați telespectatori, mare bucurie pentru mine, ediția de astăzi a emisiunii La Izvor de Cânt și Dor, în care am avut invitată în direct în studioul postului nostru de televiziune pe Anuca Drăgan, o voce distinctă în peisajul muzical folcloric românesc din ținutul județului Bistrița Năsăud, de la Monor, de pe Valea Șieului. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați acceptat să veniți în studioul nostru. Și vreau să-i mai mulțumesc și prietenei și colegei noastre de cântec, Cornelia Ardelean Archiudean, care v-a oferit acest costum superb. Și iată, chiar dacă ați fost într-o, cum să vă spun, ați venit într-o perioadă foarte scurtă de timp, totuși v-ați găsit puțin timp și pentru noi, dar mai ales pentru telespectatorii care urmăresc această emisiune, pentru a vă cunoaște mai bine, pentru a cunoaște cântecul Anucăi Drăgan și pentru a se bucura de frumusețea acestui glas și de minunatele cântece pe care, iată, le restituiți iubitorilor de cântec popular. Eu vă mulțumesc, domnul Pugna, pentru invitație și vă promit că duc în continuare drapelul cântecului românesc în străinătate, că n-am uitat niciodată de unde am plecat, că nu mi-am uitat cântecele, tradițiile, că mă amintesc întotdeauna cu o deosebită plăcere de copilărie, de părinți, de mama care mi-a compus toate cuvintele la toate melodiile și sper că într-o zi mă voi întoarce acasă. Vă așteptăm cu drag și să știți, oricând, ușa casei noastre este deschisă pentru Anuca Drăgan și pentru cântecele sale deosebite. Stimați telespectatori, până la finalul ediției de astăzi a emisiunii noastre, vă las în compania Anucăi Drăgan și a cântecelor de pe Valea Șieului. Și
Găsesc, măi, tra-l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 a.